Pun găsit și Hristos a înviat! Între mijloacele terapeutice specifice medicinei tradiționale chineze, am vorbit despre câteva dintre suplimentele alimentare, în principal despre cordiceps, asupra cărora voi reveni în înregistrări ulterioare. Astăzi, însă, ne vom ocupa de o metodă terapeutică. A cărui principiu diferă foarte mult față de ceea ce înseamnă administrarea de substanțe biologice active. Este vorba despre dispozitive medicale. În speță, ne interesează astăzi dispozitivele medicale care utilizează turmalina. Turmalina este un minereu cunoscut încă din antichitate, atât în regatul egiptean antic, cât și în imperiul chinez, dar și pe partea cealaltă a Pacificului în zona unde locuiau triburile incase și aztece. Despre turmalină se știe din aceste civilizații că era folosită datorită efectelor benefice asupra sănătății, dar și a capacității sale de a realiza o echilibrare din punct de vedere psihic. Astfel era folosită pentru îndepărtarea stărilor de anxietate, a stărilor de depresie, a momentelor în care uh, performanțele pe care le aștepta de la sine însuși, însă și persoana respectivă uh, nu erau suficient de, uh, de asemănătoare cu așteptările lor. Minereul turmalină este un polisilicat, deci în afară de bioxidul de siliciu, în molecula acestui minereu se găsesc o sumedenie de alte metale de a căror prezență se poate vorbi în funcție de culoarea minereului respectiv. În imaginea de față, se poate vedea uh, gama policromă a uh, zăcămintelor a minereului de turmalină care are diferite proveniențe. Cea mai uh, bogată sursă de turmalină se găsește undeva în Sri Lanka, uh, vechiul Ceylon, deci într-o insulă din apropierea uh, vârfului subcontinentului indian. Și din limba singaleză, adică a locuitorilor ace acelei zone, provine și e, numele minereului. În e, explorările pe care le-a întreprins știința care se ocupă de studiul mineralelor a rocilor în general, Uh, s-a constatat că această rocă poate fi prelucrată în diferite moduri. Iată aici se poate vedea uh, un set de bijuterii, un colier și uh, uh, policrom și un alt colier uh, care este făcut, este fabricat din turmalina de culoare neagră. Culoarea neagră a turmalinei este dată de prezența din abundență a uh, fierului. Uh, prezența fierului în turmalină îi conferă acesteia calități speciale din punct de vedere al efectelor asupra sănătății. Fierul este un... Uh, uh, sortiment de materie cu proprietăți magnetice și electrice speciale, fapt care îl recomandă a fi studiat și datorită faptului că se găsește într-o proporție foarte specială în sânge și anume în hemati, în globulele roșii. Funcția sa a fierului în, în relația sa chimică cu globina, cu care formează hemoglobina, fiind de cea mai mare importanță în asigurarea schimburilor gazoase specifice organismului animal. Este vorba de faptul că poate să preia hemoglobina de la nivelul alveolor pulmonare. Oxigenul îl colportează și îl cedează la nivelul țesuturilor în zonele cu celule. Și de acolo preia bioxidul de carbon pe care îl vehiculează la plămân de unde este eliminat. Calitățile acestea ale turmalinei au determinat o serie de cercetători să opereze unele transformări asupra rocei. astfel folosind roca de culoare neagră, deci cea care este în mod special bogată în fier. Uh, japonezii au reușit printr-un proces tehnologic special să uh, o fărâmițeze și să o aducă la nivel de nanocristale. Nanocristalul este un cristal de dimensiuni microscopice care păstrează în integralitate proprietatea cristalului mare, cristalului mamă. În uh, slide-ul de față se poate vedea care este aspectul acestei pudre, acestei pudre, acestei pulberi obținută printr-o tehnologie japoneză, cum spuneam adinoarea. dar suplimentar față de această tehnologie, coreenii din Coreea de Sud au reușit să pună la punct o tehnologie care poate să tragă acea, aceste nanocristale sub formă de fire pe care le uh, uh, pot țese în materiale textile acest lucru este foarte important datorită faptului că textila bogată în nanocristale de turmalină poate să fie aplicată la nivelul suprafeței corpului și să inducă în organismul respectiv o sumedenie de. Efecte efecte care ne interesează foarte mult, datorită faptului că ele pot ameliora o sumedenie de condiții patologice prin care trece respectivul organism. Între semnificațiile deosebite ale acestui minereu, se remarcă faptul că este singurul mineral încărcat permanent cu sarcină electrică. Sigur că această încărcare permanentă cu sarcină electrică este direct legată de prezența fierului în cadrul cristalului respectiv. Prin faptul că există o sarcină electrică undeva în vecinătatea imediată, în raport cu materia cu care se învecinează, ordinea pe care o impune Sarcina electrică permanentă a turmalinei este de foarte mare importanță. În ceea ce ne privește pe noi, ne interesează ce se întâmplă atunci când turmalina vine în contact cu țesuturile vii. Iată, aici sunt figurate o serie de celule din diferite țesuturi care în vecinătatea turmalinei încărcată, cum afirmam adinoarea cu o sarcină electrică permanentă, determină ordonarea uh, dipolilor macromoleculari sau a celulelor uh, care sunt uh, foarte bogat uh, reprezentate în astfel de macromolecule care după cum bine se cunoaște din biologie și, în, uh, și din biochimie, uh, au, au proprietatea de a se orienta așa cum Comandă influența sarcinilor electrice ordonate de la nivelul turmalinei. Trecând mai departe, putem constata că această orientare a biomacromoleculelor, reordonarea și reactivarea transportului membranar, determină o sumedenie de reacții în țesutul viu. Astfel, aceste biomacromolecule Reușesc, într-o proporție covârșitoare, să determine declanșarea unor reacții enzimatice specifice și necesare organismului viu. <coughs> Sensibilizând prin încărcarea energetică, prin aportul energetic pe care îl determine schimbarea, din punct de vedere stereochimic, a diferitelor diferiților produși din țesuturi, apar o serie de efecte. Iată, la nivelul unei sinapse neuronale, în interiorul acestui, acestei imagini circulare, sunt figurate componentele unei sinapse neuronale. În urma acțiunii pe care o exercită Sarcina electrică a turmalinei se constată o intensificare a schimburilor și a transmiterii sinaptice a influxului nervos de la un neuron la altul, sau de la un neuron la un organ efector, fie acesta fibră musculară, fie pancreas, fie uh, uh, o glandă cu secreție internă sau externă, și așa mai departe. Nu în ultimul rând. De o mare importanță este faptul că prezența turmalinei în vecinătatea țesuturilor vii determine modificări a stării circulației sanguine. Se constată astfel că, sub influența turmalinei, apare o relaxare a musculaturii netede specifice arterelor și arteriolelor, fapt care permite. Circularea sau producerea unui flux mai amplu de sânge. Asta înseamnă că avem de-a face cu un transport crescut de oxigen către celule și de substanțe nutritive. De asemenea, trebuie specificat faptul că și permeabilitatea pereților capilari va fi modificată de prezența turmalinei, astfel încât la nivel capilar vor fi permise o serie de schimburi membranare de substanțe nutritive sau de substanțe de, de tip deșeu care rezultă din metabolismul celular. Între aceste proprietăți, în afară de cea a faptului că turmalina, prezența turmalinei determină o îmbunătățire a metabolismului celular, și a uh, circulației sanguine locale, uh, este vorba și de faptul că poate să determine și o creștere a funcției transportoare a sistemului uh, limfatic. Nu mai puțin adevărat este că și sistemul endocrin și, uh, care se exprimă prin produși hormonali este de asemenea echilibrat. Prin uh, Faptul că uh, transmiterea sinaptică și între uh, sistemul nervos central și organele periferice sunt o sumedenie de sinapse, uh, activitatea acestora îmbunătățindu-se, se constată o bună armonizare a modului în care începe să funcționeze sistemul nervos vegetativ. Sistemul nervos vegetativ este acea parte a sistemului nervos central și periferic care se ocupă cu promovarea funcțiilor specifice a organelor interne. Ori, activitatea organelor interne nu este constantă. În funcție de ritmul nictemeral, deci de schimbarea zi-noapte, acest ritm de activitate se schimbă. Predomină noaptea activitatea sistemului nervos parasimpatic, adică de sinteză, de producere a unor molecule și unor depozite, și în timpul zilei va predomina activitatea sistemului nervos simpatic, care se caracterizează prin creșterea nivelului arderilor la nivelul celular și molecular. Și va uh, determina, în felul acesta, o oscilație între activitatea sistemului nervos simpatic și parasimpatic, în așa fel încât organismul să poată face față cu succes solicitărilor specifice. Nu în ultimul rând, este cazul să menționăm și uh, faptul că, acționând la nivelul celulelor și a uh, moleculelor, biomacromoleculelor se obține și o e, întărire a funcției sistemului imunitar. E, între funcțiile pe care le determină e, turmalina, este se remarcă funcția termică. În urma încălzirii locale are loc în afară de îmbunătățirea circulației sanguine și simpatice, cât și a activității e, neurohormonale. Și aceea de relaxare musculară. Este bine știut faptul că segmentele uh, corporale reprezentate de oase și articulații sunt imobilizate în uh, cursul unor suferințe, unor daune care se caracterizează între altele și prin prezența durerii. În aceste condiții, uh, pentru a evita uh, Instalarea unei stări de suferință prelungită, organismul determină contracturi musculare zonale, fixează segmentele articulare într-o poziție fixă în, prin intermediul acestei contracturi, acestei stări de contenție, și, în felul acesta, articulația imobilă va fi din ce în ce mai puțin perfuzată cu sânge, cu limfă cu substanțe nutritive și cu oxigen, ceea ce va determina o înțepenire așa numită redoare articulară. În aceste condiții, aplicarea în zona respectivă a unui bandaj specific, special confecționat din turmalină textilă. Se va obține o încălzire locală. Încălzire care nu semnifică nimic altceva decât un transfer energetic dinspre turmalină către zona țesuturilor respective, ceea ce va determina o relaxare a mușchilor. Este bine știut faptul că întotdeauna o durere și o înțepenire articulară cedează foarte bine la comprese sau împachetări cu sub diferite substanțe uh, care au o temperatură ridicată. Uh, nu numai că are loc acest transfer energetic de tip uh, caloric, dar uh, aplicarea turmalinei determină și o îmbunătățire a reglării termice pentru că la nivelul unei astfel de, de zone suferinde capacitatea de reglare de termoreglare a structurilor uh, biomacromoleculare și celulare suferă. Uh, prin activarea celulelor din zona care este împachetată cu dispozitivul cu turmalină se realizează un schimb gazos, în sensul că este absorbit bioxidul de carbon și cedat oxigenul, ceea ce va determina o îmbunătățire a stării metabolice generale, ceea ce are ca urmare, nici mai mult, nici mai puțin, decât înlăturarea efectelor. De tip degenerativ, provocată de proasta funcționare a alternanței dintre activitatea sistemului nervos simpatic și parasimpatic. Atunci când sistemul nervos vegetativ, cu cele două componente ale sale, simpatic și parasimpatic, funcționează prost, așa cum se întâmplă, de exemplu, în imobilizările cu ajutorul atelelor sau a aparatelor gipsate, a. Unor articulații, datorită faptului că există traumatisme care se soldează cu fracturi osoase, se instalează starea de proastă circulație sanguinolimfatică, caracterizată de o degenerescență specifică numită neuroalgodistrofie. Neuroalgodistrofia este o suferință foarte. Neplăcută, caracterizată, în primul rând, prin, printr-o durere continuă și intensă, care, care la persoanele cu o stare psihică mai labilă, face de naștere unor. Suferințe extraordinar de pronunțate, și pot merge până la producerea osteoporozei în capetele osoase dinspre articulație, cu formarea de geode, deci de goluri în os, cu pericolul instalării unor fracturi spontane, adică fracturi practic fără cauză, ceea ce duce în mod firesc la o agravare a stării pacientului. Sunt o sumedenie de metaboliți care apar acolo, datorită proastei circulații sanguine și limfatice. Metaboliți cu efect toxic, pentru că nu reprezintă un capăt a unei linii de reacție biochimică, ci se caracterizează prin acumularea unor produși intermediari ai metabolismului. Produși intermediari, fiind recunoscuți ca având potențial de oxidoreducere, deci de a acționa ca radicali liberi. Prezența acestor substanțe metabolice intermediare, prin acțiunea lor toxică, determină și provoacă o. Stare de inflamație prelungită care determină și se adaugă daunilor deja preexistente. A folosi în cursul unor suferințe de tipul luxațiilor, a întorselor, a traumatismelor sportive sau datorită activității specifice muncii noastre. A folosit, deci, în aceste condiții, turmalina este o recomandare de primă importanță, foarte puțin cunoscută, din păcate, la noi. Și cu acest prilej, prezint o soluție fizioterapică de mare eficiență, foarte ușor de folosit. Nu, peri, nu prezintă niciun fel de pericol, și nu este invazivă. Altă funcție interesantă a, pe care turmalina o provoacă atunci când vine în contact cu țesuturile vii este aceea de a determina a, recuperarea, deci regenerarea celor care suferă, sau a ADN-ului care a fost modificat din a, diferite motive prin contribuția sa la îmbunătățirea stării metabolice se asigură o bună, o bună distribuție a apei în țesuturi, ceea ce înseamnă că în cazurile unde se găsește apă în exces, lichid în exces intra, intercelular, deci în țesut, edem, numită, colecție numită edem, acesta este rezolvat prin eliminarea excesului de lichid. Orice fel de reparare pe care o poate determina organismul utilizând mijloacele sale de autoreparare este aceea de înlocuirea a țesuturilor, a celulelor suferinde, a celor modificate, a celor bolnave, prin înlocuirea lor cu celule numite celule STEM. Așa cum spuneam și în altă emisiune, celulele STEM sunt celule nediferențiate sau slab diferențiate, care se găsesc în așteptare, în așteptarea unui semnal pe care îl dă organismul atunci când într-o zonă oarecare a sa există o serie de modificări patologice care necesită înlocuirea componentelor respective cu altele noi și sănătoase. Nu în ultimul rând putem discuta atunci când vorbim despre funcțiile și acțiunea turmalinei și anume de efectele pe bactericide, bacteriostatice, antivirale și antimicotice pe care aceasta, aceasta le are asupra organismului. Nu în ultimul rând, trebuie să ne referim și la o altă proprietate pe care o dezvoltă turmalina, datorită prezenței fierului în structura sa, și anume efectul de tip magnetic. Datorită faptului că prezintă proprietăți magnetice, sigur că ne vom referi și la terapia cu ajutorul acestor magneți sau magnetoterapia. Efectele magnetice asupra țesuturilor vii constau în faptul că este capabilă să reducă procesele inflamatorii, accelerează procesele de vindecare și, în ultimă instanță, prin stimularea activității metabolice și de neurotransmițător la nivel neuronal, la nivelul lanțurilor neuronale, se obține. O îndepărtare a stărilor de oboseală cronică. Ceea ce este specific din punct de vedere biofizic turmalinei este faptul că acest mineral este capabil să emită ioni negativi. Prezența ionilor negativi în apropierea țesuturilor vii determină efecte antialergice. De reducere a tensiunii arteriale, îmbunătățește capacitatea funcțiilor inimii de toate felurile, a, a activității metabolice și de depurare de, de noxe la nivelul mucoaselor și mai ales la nivelul mucoasei căilor respiratorii, determină anihilarea radicalilor liberi, extrem de agresivi, așa cum se cunoaște datorită faptului că am discutat în nenumărate rânduri despre aceste componente, și manifestă efect calmant asupra sistemului nervos. Efectul calmant asupra sistemului nervos înseamnă că acest sistem nervos este capabil, în condiții speciale pe care le induce turmalina, de a funcționa eficient. La momentul potrivit, emițând semnalele potrivite pentru diferitele organe. Vorbeam despre faptul că tehnologia coreană a reușit să determine tragerea în fire textile a nanocristalelor de turmalină. În slide-ul de față. Putem vedea o serie de dispozitive, iar partea aceasta cu nuanțe de verde nu reprezintă nimic altceva decât țesătura care conține turmalină. În funcție de nevoile pe care le are corpul omenesc de a fi ajutat în procesul de vindecare, se dau diferite forme acestor structuri textile, în așa fel încât să poată fi ușor de manipulat sau cât mai ușor de manipulat. Iată, de exemplu, acest dispozitiv văzut pe partea internă și externă, cum arată în momentul în care este montat. Deci este vorba de o piesă care se atașează celor care au diferite suferințe cervicale. Una dintre cele mai frecvente suferințe cervicale este spondiloza cervicală, care se caracterizează prin durere, prin senzația de înțepeneală, prin redoare articulară, deci starea de gât țeapăn, prin dureri de cap și, și migrene și, desigur, prin stări de amețeală. Sunt foarte frecvente în cazul acestor, acestui tip de suferință de tip reumatismal cronic degenerativ și stările de iritație nervoasă care se traduc prin dureri care iradiază dinspre ceafă, dinspre zona cervicală, către umeri și apoi la nivelul brațelor putând ajunge până la nivelul degetelor. În acest în acest caz senzația de căldură care se obține în câteva minute din momentul în care a fost plasat dispozitivul pe zonă, determină uh, o senzație de uh, mâncărime și este bine să demontăm uh, uh, dispozitivul respectiv, urmând să-l plasăm din nou după ce toate aceste senzații au dispărut. Ca recomandare generală, un dispozitiv cu turmalină se va purta în prima zi 10-15 minute, a doua zi se va mări durata de menținere a dispozitivului cu încă 5 minute, ajungând la 10 de minute pe zi, care pot fi 60, 120, deci o oră, 2-3 și așa mai departe, în funcție de nevoile și gradul de suferință a organismului respectiv. La Nivelul genunchiului, care este o articulație extrem de solicitată. Există acest model de uh, uh, dispozitiv cu turmalină care desfășurat arată ca aici, în partea din dreapta jos. Se montează sigur cu uh, suprafața care este reprezentată de țesătura conținând nanocristalele de turmalină la nivelul genunchiului. Și se împachetează de această manieră. La nivelul articulației pumnului se pot monta dispozitive, care, desigur, au o, o utilitate mare pentru cei care lucrează mult la calculator. Acestea sunt cele două benzi. De dimensiune redusă, care pot fi înfășurate ca niște brățări la nivelul mâinilor. Ar fi foarte interesant de înțeles faptul că nu este suficient și este recomandat să folosim mai multe modele de astfel de dispozitive cu turmalină, în așa fel încât zona suferindă să fie. Nu numai ea însăși acoperită de uh, dispozitivul respectiv. Este important să uh, mai plasăm cel puțin încă uh, un dispozitiv în vecinătatea acestuia. Deci, dacă e vorba de, uh, să zicem, un uh, cot dureros, așa numitul cot al uh, tenismenului sau un umăr dureros, în afară de. Folosirea dispozitivului la nivel cervical, să plasăm un dispozitiv și la nivelul părții terminale a antebrațului, în așa fel încât umărul să fie cuprins între zona cervicală și zona antebrațului. Sigur că la cei care au toate piesele din setul respectiv, se poate plasa la nivelul umărului și dispozitivul care este utilizabil pentru genunchi. Nu în ultimul rând este interesant de, de stabili faptul că folosind perechea de dispozitive pentru genunchi, în cazul unor răceli, la nivelul trahei, faringerului, a plămânilor și așa mai departe, a respectivelor dispozitive este foarte indicat și este foarte simplu de utilizat. Se plasează unul dintre cele două dispozitive pentru genunchi pe partea anterioară a toracelui, în zona centrală, al doilea dispozitiv fiind plasat în spate și între cele două dispozitive cu ajutorul ariciului, a scaiului prezent pe aceste bretele se pot înnădi și da stabilitate zonei respective. Deci toate procesele în care există stări inflamatorii cronice putem folosi dispozitivele cu turmalină cu rol benefic și important este să știm că le putem combina cât se poate de eficient. Iată, pentru cei care au tulburări de circulație periferică, cum este cazul celor care au picior diabetic, cum este cazul celor cu boală reino, cum este cazul celor care au suferințe de tip arteriolar, ca în arteriopatia diabetică, arterita obliterantă, burger și așa mai departe, pot fi folosite dispozitive sub forma ciorapilor, a șosetelor, și se poate, la un moment dat, după 2-3-4 zile de obișnuință a organismului cu ele, să, și, să le și folosim în timpul somnului. În mod frecvent, în zilele noastre, suntem iradiați din toate părțile, dar în mod special de la televizor și de la calculatoarele personale. În această idee. Constatându-se faptul că apar migrene, că apar stări de oboseală ale ochilor și așa mai departe, se folosește un dispozitiv special, mască pentru ochi, este el numit în mod convențional, care poate fi plasat pentru cei care lucrează la calculator deasupra sprâncenelor pe frunte sau pentru continuarea dezintoxicării zonei respective de smogul electromagnetic și a electrosarcinilor. Și în timpul odihnei de după masă, sau chiar în timpul somnului. Efectele benefice asupra ochilor s-au constatat de o sumedenie de cercetători, așa că indicația respectivă este o indicație care poate fi extinsă pentru mai multe tipuri de suferințe oculare și sigur că medicii oftalmologi pot să realizeze care sunt stările inflamatorii atât a globului ocular cât și a anexelor globului ocular care ar putea beneficia de inhibarea fenomenului caracterizat sau caracteristic inflamației cronice în partea dreaptă a slide-ului sunt prezentați o pereche de boxer pentru bărbați de bună seama care în afară de țesătura cu turmalină are și magneții permanenți. Indicația acestui echipament se adresează celor care doresc să-și mențină o sănătate genitală mai bună sau să-și recu să recupereze stările uh, patologice de tipul hipertrofiei benigne a prostatei. Dar sigur că există și o serie de alte uh, suferințe de tip inflamator cronic care se datorează fie unei flore uh, microbiene uh, patogene uh, care evoluează subclinic, cronic sau a unor fungi cum ar fi candida albican și așa mai departe. Uh, în cazul uh, suferințelor de tip ginecologic, în loc de boxer, sunt uh, sunt confecționate niște dispozitive a idoma slipurilor care conțin de asemenea în partea uh, genitală o căptușeală care este reprezentată de aceeași țesătură cu turmalină. Sigur că e util să îmbinăm plăcutul și utilul, și atunci, în momentele în care ne expunem condițiilor meteorologice vitrege, coboară temperatura sau avem o sensibilitate cervicală cronică, vom folosi una dintre eșarfele a cărei culoare ne convine cel mai mult, cu mențiunea că nu, prezența turmarinei în prezența. Turmarine, în prezența în alăturată glandei tiroide și paratiroidelor, nu au niciun fel de efect negativ, datorită faptului că acțiunea turmalinei se restr este restrânsă doar la aceea de funcție antiinflamatorie, nici de cum de modificare a stării patogene sau sanogene a respectivei glande. Iată aici ceea ce este specific poporului chinez. În fiecare dimineață, la ora 6, întreaga Republică Populară Chineză iese în fața locuinților unde practică un gen de gimnastică, cum se numește, care determină o deblocare a, a circulației energiei care se cere vehiculată în mod armonios de-a lungul traseelor meridianelor de acupunctură. Aici putem vedea în cazul unei fabrici de turmalină procesul de fabricație a acestor dispozitive mai mult decât atât, turmalina în combinație cu jadul este folosit și magneții permanenți, este folosit pentru confecționarea unor saltele, a căror efect, spun cunoscătorii, este extrem de benefic pentru organismul omenesc. În poza de față, vedeți un fel de pernă care conține turmalină, conține jad și o serie de magneți permanenți. Aici puteți vedea delegația pe care o conduce unul dintre conducătorii firmei Edenline la colaboratorul chinez care confecționează aceste dispozitive. Nu putem trece cu vederea faptul că Inginezitatea chinezilor a determinat fabricarea unei sumedenie de alte piese din turmalină, cum sunt, de exemplu, acești pieptăni, care au în plus și câțiva magneți fix. Iar, datorită faptului că s-a demonstrat, prin proprietățile fizice ale turmalinei, capacitatea acesteia de a determina îmbunătățirea calității apei în special și a lichidelor în general au conceput o baghetă în interiorul căruia există pe lângă turmalină și o serie de micropiese din argint iar în imaginea alăturată este vorba de un pahar care este căptușit cu turmalină și capacul prezentând un magnet permanent. Această apă care este recomandată datorită capacității sale de a alcaliniza structurile interne fluide ale organismului, este benefică pentru toată lumea, începând de la copii și până la adulții suferinți de reumatism cronic degenerativ. Pentru consumurile în cantitate mare a apei, sigur că există și alte forme de filtrare a apei. Nu în ultimul rând, trecerea unui jet de apă printr-o pară de duș care a conține în interiorul său piese cu turmalină se obține o îmbunătățire a metabolismului pielii care încă după primele aplicații ale unei astfel de ape determină o catifelare a pielii, ceea ce dovedește faptul că celulele respective au intrat în cursul unui metabolism uh, normal. Există o serie de plasturi, atât pentru slăbit de, detoxif de detoxificare, dar și de îmbunătățire a stării articulare, uh, prin prezența uh, turmalinei. Deci, Turmalina, după cum se vede, are o sumedenie de aplicații care mai de care mai interesante. Motiv pentru care merită și o vizită în China, dar mai ales merită o uh, utilizare a acestor dispozitive care sunt la îndemâna noastră. Cu aceasta vă mulțumesc și vă dau o întâlnire pentru proxima ocazie.